Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la agenda evenimentelor. Sunt Timea Anisia și așa cum am obișnuit, în fiecare miercuri de la ora 14, vă aduc în atenție cele mai interesante evenimente. Suntem la Radio RTF. O primă recomandare pentru voi este una de teatru. Pinguinii melomani. Mici spectatori sunt invitați să facă parte din Clubul Pinguinilor Melomani printr-un spectacol educativ și interactiv. Pingunel și Pingunica sunt doi pinguini deosebiți, au dorințe, talente ascunse și multă imaginație. Dorindu-și să ajungă acasă la Polul Sud, cei doi fug de la circ, trec printr-o serie de încurcături și se rătăcesc. Dar cu un nou prieten alături și cu ajutorul muzicii reușesc să găsească drumul spre cel mai potrivit loc pe care să-l poată numi acasă. Regie și scenariu Alexandra Halic, Anca Zanfirescu. Scenografie Anca Păslaru, muzica Sorin Tudor, mișcare scenică Păstorel Ionescu, actori Pingunica, Alexandrina Halic și Pingunel Anca Zanfirescu, categoria de vârstă 36 ani. Se va desfășura în cadrul Teatrului Ion Creangă, sâmbătă 29.05, de la ora 11. Un al doilea eveniment pe care vreau să-l aduc în atenția voastră este tot de teatru, dar de data aceasta pentru adulți. Lecția. Lecția, un joc de putere și dominație reciprocă îmbinat de violență și erotism. După propria mărturie a autorului, Lecția își are izvorul în manualul de aritmetică al fiicei sale Marie France. Mi-am zis că, pornind de la elementele cele mai simple ale aritmeticii, de la alfabetul aritmeticii, dacă pot să spun așa, se poate face o piesă. Un critic acid al falsității ideologiilor, al limbajului demagogic și al abuzului de putere, teme care se regăsesc în Lecția. Eugen Ionesco nu și-a dorit însă să imprime un mesaj strict sociopolitic, ci mai degrabă unul cu implicații psihologice care depășesc realitatea imediată. Nici o societate nu a putut desfința tristețea omenească, niciun sistem politic nu ne poate elibera de durerea de a trăi, de teama de a muri, de setea noastră de absolut. Condiția umană e cea care guvernează condiția socială, nu invers. Comentează el într-un articol din ziarul Observer din 1958. Opera trebuie lăsată să vorbească de la sine, făcând să tacă ideile preconcepute, prejudecățile ideologice și judecățile prefabricate. O operă de artă este expresia unei realități incomunicabile pe care încerci să o comunici și care uneori poate fi comunicată. Acesta e paradoxul și adevărul ei. De Eugen Ionesco, traducerea Vlad Russo și Vlad Zografi, regia, ilustrația muzicală și light design-ul Felix Alexa, scenografia Carmen Sita Broșboiu, distribuția Gabriel Răuță, Cristina Juncu, Catrinel Dumitrescu. Se va desfășura la Teatrul Notaras, sala George Constantin, de pe 28.05 până pe 29.05, de la ora 18. Și să nu uităm că această piesă va fi văzută în premieră. Acum, ca să mai diversificăm puțin, vă aduc în atenție un super eveniment la categoria concerte. A-Drops, concerte online, showroom original de la Expirat. Seria de concerte online, showroom original de la Expirat, continuă cu A-Drops pe 26 martie. Concertul poate fi vizionat online în perioada 26 martie-30 septembrie. Tuturor ne este dor de concerte, de experiența muzicii live, de schimbul de energie dintre scenă și public. Așa că organizatorii au readus pe scenă cele mai tari trupe de alternativ pentru o serie de concerte filmate, produse de Overground Music și găzduite de Expirat, periodic vineri de la ora 20 pe Overground Showroom. Netflix-ul de concerte va avea premiera în exclusivitate câte un concert din seria Showroom original de la Expirat. Seria continuă vineri 26 martie la ora 20 cu concertul A-Drops Live la Expirat. Și nu în ultimul rând, să nu uităm de categoria expozițiilor. Museum of Science. Ce este Museum of Science? Museum
of Science presupune o călătorie în care îți vei trezi simțurile descoperind din ce în ce mai mult. O călătorie la finalul căreia o să realizezi că ai învățat lucruri noi și te-ai distrat de minune. Trăiești o experiență de neimaginat într-o lume a senzațiilor și a iluziilor optice, într-un muzeu extraordinar. Un loc atât de distractiv, cât și educativ, uimitor și totodată enigmatic, nefiresc și deopotrivă rațional. Lasă-te purtat într-o călătorie plină de provocări pentru corp și minte. Vei putea afla mai multe despre percepție, vibrații, atingere, creierul uman și știință. Observă și explorează ceea ce simți, dând un sens simțurilor tale. Vei putea viziona expoziția în perioada 25 martie-6 aprilie. Programul de vizitare este de luni până vineri de la 12 la ora 21, sâmbătă și duminică de la ora 10 la ora 22. Gazda voastră sunt ca de obicei eu, Timea Ninsia Dinu, și vă dau întâlnire miercurea viitoare la agenda evenimentelor, doar la Radio Art FM.